Vă salut! Vă salut pe toți cu căldură! Aș vrea să vă prezint cum au evoluat lucrările în ultima vreme, adică astăzi, căci până acum au fost sărbători și cu această ocazie vreau să vă spun și eu din toată inima, Cristos a înviat! Aș vrea să vă prezint... Cum a evoluat această lucrare. Am să vă dau niște detalii în legătură cu ușa. V-am spus că nu o să mai facem ușile cum le-am făcut și cum am obișnuit până acum. O să le facem în alt fel. Aici avem 4,4 mm. Aici până la 3 10 de mm va fi un cornier, după care 4 mm va fi o bucată de tablă de 4 mm care va clipsa aici pe toată această suprafață, iar în mijlocul ei va fi închisă cu o bucată de, de material ignifug numit, iar îmi scapă numele, bucata aceea albastră care de obicei o punem acolo chiar jos, se vede puțin capătul, Așa, silicat. Da, ăsta este cuvântul, silicat. Vom încerca ca să ținem cât mai multă căldură în interior, pentru ca să putem să avem un radament cât se poate de ridicat. Clapeta a ieșit perfect. Am ajuns, am, am adus niște îmbunătățiri și clapetei. Aici am prins o bucată de plasbandă de, de 30x5, iar dacă se vede acolo, am prins cu ajutorul ei, cu aceste șurube, care bineînțeles că se pot demonta oricând, am prins acolo o bucată de jnuri ignifug, plată de 2 mm și cu lățimea de 8, este prins acolo pentru a etanșa perfect și a nu permite aerului fals, să intre decât atunci când se deschide clapeta. Acest lucru este foarte important, căci astfel putem să controlăm în totalitate aceste sisteme de încălzire. Tubul ridicator este confecționat dintr-o țiavă de 219 Ia să vedeți și dumneavoastră. Da? Nu prea vrea să focalizeze. Da? Deci e 219, are exteriorul, iar interiorul este de 209, da? După cum se vede. Așa am găsit eu ca să-mi fie și mie mai ușor. Am făcut niște. Nu știu cum se spun la dumneavoastră. La noi se spun niște bocuri metalice pe care am așezat-o. Iar această înălțime este potrivită ca să pot suda găurii și a face toate lucrurile până în stadiul final. Inclusiv opsitul se face în acest fel. Aici fiecare latură are 5 găuri. Deocamdată sunt găuri de 7 mm. Noi le vom găuri cu 8 mm. Le-am găurit cu 7 mm pentru că în momentul când voi așeza tabla vom da o gaură cu un 8,2 ca să putem însemna și tabla cu precizie. Să nu rămână diferențe sau altfel de lucruri care ulterior să ne dea bătaie de cap. Pentru mâine, deja avem aici pregătite platbenzile ca să facem suportul pentru serpentina de inox, care v-am obișnuit deja cum o punem, dar de această dată o vom face într-un fel aparte. O să aflați acest lucru la momentul potrivit. Așa. Am făcut acest video ca și caracter informativ pentru dumneavoastră. Aș vrea să vă arăt cu această ocazie Bine, acolo o jos, încă nu este montat cenușarul, dar pentru curiozitatea dumneavoastră, o să vă arăt la ce adâncime am confecționat această gură metalică. Da, deci vedeți, nu este așezat în fundul cenușarului. L-am pus pe margină. Da? deci se pot alimenta lemne cu o lungime utilă de 63 de centimetri. Eu zic că este mai mult decât suficient. Oricum, chiar dacă ar fi mai... mai... mai adânc, să pot spune lemnul de un metru, cam greu, cam greu. Am avut clienți dintre dumneavoastră care au scăpat lemnul și s-a dus până în cenușara, trecut prin, grătar, prin grătar cu totul. Placa de bază, așa, care este nu pe care culisează cenușarul, ci unde este aici focalul. Este ranforsată cu niște tije metalice de 16 mm. Astfel reușim ca să prevenim deformările și totodată menține pe poziție fermă tot acest sistem de încălzire. Acum, dacă tot vorbim, despre gura de alimentare. La suprafață, ea este de 27. Oare pe cât? Tot pe 27, da? Spre liniștea dumneavoastră, 27 pe 27. Dar, atenție! Există un dar. Această dimensiune este doar în partea de sus. Din niște motive bine întemeiate, partea de sus este mai îngustă decât ce se află în interior, care are dimensiunea de. Vă las pe voi să scrieți acolo în comentarii cât este dimensiunea. Așa. A ieșit foarte bine. Totul este confecționat din tablă de 4 mm. Noi aici deja am pregătit cornierul care va susține, de fapt, tot sistemul de încălzire. Motorul principal îl va susține acest cornier, care îl vedeți aici, tot roata. De asta este bine ca sudurile să se facă cu multă responsabilitate, iar placa pe care este așezat. Nu este admisibil să fie o placă subțire. Trebuie să fie o placă groasă care să reziste în timp, pentru că la căldură, dacă punem orice ne cade la îndemână, ea se, da, ea se va deforma, se va lăsa o parte sau cealaltă, și astfel vor apărea probleme și va duce chiar până la distrugerea întregului sistem. De aceea este bine ca să facem lucrurile cu ochii deschiși, să fim responsabili de ceea ce facem. Placa are grosimea de 4 mm, ca altfel toată centrala este confecționată din 4, cu tablă de 4 mm, mai puțin partea de jos pe care culisează cenușarul este 3, iar partea exterioară, fiind o centrală masivă, foarte mare, va este tot din 3 mm. Tablă subțire de 1 mm vom folosi doar la învelișul exterior, cum bine știți, unde vom proteja cu ea izolația. Așa arată, a ieșit exact după așteptările mele. Va trebui să încălzească un spațiu destul de generos și nu mă îndoiesc de acest lucru. Vă mulțumesc așadar pentru răbdarea cu care m-ați urmărit. Îmi doresc ca acest video să vă fie de folos, să învățăm cu toții unii de la ceilalți și vă aștept în secțiunea de comentarii și rămâneți alături de noi ca să vedeți cum se descurcă mai departe acest sistem de încălzire. Sper ca să primesc pe viitor uh, un video de la proprietar să vă pot arăta și vouă cam ce suprafață încălzește, în cât timp se ridică apa și nu în ultimul rând de câte lemne este nevoie ca să de câte lemne este nevoie ca să, ca să treci o iarnă cu bine. Vă mulțumesc încă o dată și până data viitoare vă doresc numai bine.